În fața unei săli arhipline, CSM Deva a primit în etapa 18-a din Liga Florilor vizita celor de la CSM București. Conform așteptărilor, bucureștencele în luptă pentru titlul și Cupa României, dar și pentru Champions League, s-au impus clar cu scorul de 30-20. Problema învingătoarei nu s-a pus deloc, formația din capitală conducând la pauză cu 15-8, iar publicul a putut vedea un handbal de calitate. A zice că a fost un meci în care ambele echipe au, dacă vreți, au făcut un fel de risipă de efort și au încercat să detaleze cel mai bun handbal pe care poate să-l aibă. Cred că a fost un joc cu multă energie și intensitate. Și cred că și pentru oamenii din care au asistat la meci au fost 60 minute frumoase de handbal de ambele părți. Și cred că au fost 60 de minute cu care toți cei care au venit astăzi la sală cred că pot să plece mulțumiți de ce au văzut în teren. Urmează un meci în Cupa României, la Brăila. Până atunci urmează câteva zile de pregătire și ne bucurăm că avem ocazia asta rarisimă pentru noi să avem câteva zile la rând să ne antrenăm, așa că suntem într-un moment în care încercăm să vorbim un pic mai mult despre noi decât despre adversari și mă bucur că avem această perioadă și cred că s-a și văzut în joc. CSM București, de la care au lipsit câteva dintre vedete, începând cu Cristina Neagbu, a folosit în jocul de la Deva mai multe jucătoare tinere care s-au descurcat foarte bine. De obicei, echipele astea mai de pe ultimele locuri ne poate surprinde mereu. Mă bucur că a fost un meci bun, am jucat toate și am reușit să câștigăm. Având în vedere că este foarte greu să jucăm noi astea tinere, ne bucurăm că am reușit să jucăm în acest meci și să facem un meci bun. Chiar dacă am făcut și greșeli, am reușit să ducem până la capăt. Devencele, care au rămas tot fără niciun punct câștigat în actuala ediție de campionat, au intrat timorate pe teren, iar acest lucru s-a văzut mai ales în prima parte a jocului. Au fost speriate, cel puțin în prima repriză, pentru că aveau în față jucătoare de top din Europa, jucătoare de naționale, campioane mondiale, europene și așa e când ești, noi n-am câștigat niciun meci până acum și este o problemă psihică, adică pleci la un joc extraordinar de important așa pentru moral și pentru tot ce înseamnă handbalul ăsta, pleci cu un handicap, n-ai reușit să câștigi niciun meci și atunci, de frică să nu se facă greșeli, erau timorate. Dar se pare că totuși în a doua repriză au înțeles că nu sunt supereroi cele de la București și am rezolvat un rezultat mai bun decât în tur. În tur am luat bătaie la o diferență mai mare. De lipsa de încredere în propriile forțe au vorbit și jucătoarele Devei, care speră să obțină un rezultat mai bun în meciul următor. În primul rând trebuie să avem mai mult încredere în noi. Cu frica nu facem prea mult. Este un rezultat așa bun, cu toate că ne-am antrenat și a fost bine la unele faze. Avem minusuri, trebuie să le reglăm. Sper să ne focusăm mai bine pe următorul meci. CSM Deva va juca etapa viitoare la Măgura Cisnădia, a treia clasată, care vine cu un moral excelent după victoria de la Râmnicu Vâlcea. Partida dintre Măgura Cisnădie și CSM Deva se va disputa sâmbătă 19 martie, cu începere de la ora 18.